Vara vine cu o veste bună pentru microbiștii din Mehedinți. Stadionul din Drobeta Turnul Severin va găzdui în campionatul 2018-2019 meciurile disputate pe teren propriu de către FC Universitatea Craiova 1948. Echipa din Bănie va reveni în orașul dunărean începând cu data de 1 august pentru a disputa primul meci din Cupa României. Noi oricum nu avem echipă, iar stadionul poate fi folosit și de alte echipe. Universitatea Craiova va plăti și vor plăti banii chiar înainte, sau oferi să ne ofere bani înainte, și în același timp și iubitorii de fotbal din Drobeta, Turnul Severin și din Mehedinți vor putea vedea o echipă măcar la nivelul diviziei C, mai ales că Universitatea Craiova, indiferent de locul unde activează, și CS Universitatea Craiova, care a activat la noi până vara trecută, până toamna trecută, dar și cealaltă echipă, cum o știe lumea al Unititelu, sunt echipe iubite în Mehedinți și este un moment plăcut să le vedem jucând aici. Echipa aflată în prezent în Liga a 3-a își propune să acceadă în Divizia B. Revenirea Universității la Drobeta Turnul Severin a fost posibilă ca urmare a unor neînțelegeri între echipa managerială din Bănie și autoritățile locale din Craiova. Între timp, până la revenirea în Severin, Universitatea anunță noi transferuri de jucători. Ultima achiziție a craiovenilor este Ștefan Covarii.